Mașini multe și locuri de parcare prea puține. Aceasta este una dintre marile probleme cu care se confruntă Constanța de ani buni, dar mai ales pe perioada sezonului estival. Iar cu noile tarife de parcare impuse de autorități, turiștii au ajuns să se gândească de două ori înainte de a veni pe litoral în Constanța sau în stațiunea Mamaia. Problema unora a devenit însă șansa de profit a altora. Pe site-urile de mică publicitate sunt disponibile și câteva alternative, care fentează regulile impuse de autorități. Pentru câteva sute de lei, oamenii subînchiriază locurile pe care le-au luate de la primărie. Echipa Dobrogea TV a sunat la câteva dintre aceste numere pentru a negocia tariful pentru un weekend. Aș putea să vă ajut pe perioada de weekend, respectiv de vineri după masă până duminică, chiar să zicem, păi da, 100 de lei. Alt număr, alte tarife. Unii dintre proprietari preferă să închirieze pe termen lung, însă cu puțină muncă de convingere și ofertă avantajoasă, aceștia sunt dispuși să-și dea locul și pentru 2-3 zile. Eu am putut totalul. Și dacă vrei mai în weekend, nu? Da, și dacă aș veni doar în weekend, nu puteți să-l dați așa? Câte zile? De vineri zile? Până duminică. De vineri seară până duminică seară. Totul la aceasta, nu? Da. Dacă v-aș da 200 de lei... 200 de lei pe 3 zile? Dumneavoastră cât aș cere? 300 de lei? Oamenii recunosc că sunt tentați să apeleze la acest tip de practici. Tocmai pentru că de la punerea în aplicare a tarifelor stabilite la nivel local, o zi de parcare în zonele publice a devenit foarte costisitoare. Este pentru prima oară anul acesta care venim la mare. Nu știu, chiar așteptăm să vină cineva să vedem cam cât este plata. Este foarte scump, n-am mai venit de ani de zile, dar oricum prețurile sunt foarte oribile, sunt mari. Stațiunea Mamaia este cotată ca fiind zona zero. Așadar, cei care vin și își parchează mașina aici trebuie să scoată din buzunar aproximativ 100 de lei pe zi. Mai exact, este vorba despre suma de 94 de lei. Unii turiști spun că aceste tarife sunt echivalente cu cele de la cazare. Autoritățile atrag atenția că aceste practici sunt ilegale. Cei prinși că subînchiriază locurile de parcare riscă sancțiuni usturătoare. E o situație neobișnuită să vezi, într-adevăr, locuri de parcare scoase la închiriat pe site-urile de anunțuri. Orice persoană care parchează pe un loc și nu poate prezenta autorizația de închiriere, este pasibil de o amendă între 500 și 1000 de lei. Plata taxei de parcare poate fi făcută prin aplicația Constanța Parking sau prin SMS la numărul 7475. Pe lângă acestea, șoferii mai au la dispoziție și tichetele răzuibile. Turiștii sunt îndemnați să nu încurajeze practicile ilegale și să semnaleze orice neregulă le iese în cale.